ca la două ceasuri cale în jos de ploiești, curge apa Cricovului, care cu mii de pârâie ce se resfiră și se împreună, împestrițează matca răzlățată și năsipoasă. De-a stânga, câmpia Șeață se lungește până la poalele munților. De-a dreapta, malul se înalță râpos și acoperit cu păduri vechi și stufoase. Pe o culme mai semeață a acelei coaste, sta pe la leatul 1508, cetățuia lui Dracea, armașul din Mănești. Din zidurile ei negrite, vederea cuprindea toată lunca cu bordeile și coșarele țărănești, răsipite prin tufișe și bălării. Mai departe, turnurile bisericei din Târșor, pe care o zidise cu vreo câțiva ani mai înainte Vladislav Vodă, ce chiar întrânsa zice cronica, au pierit de sabie și în fund de tot plaiurile aburoase ale câmpiei și ale breazei. Într-o zi noroasă de primăvară, puțin în urma paștilor, crivățul sufla iute și înghețat din fundul văilor, iar jalnicele sale gemete aduceau de departe, împreună cu freamătul bătrânilor stejari, chiotele de vânătoare ale bătăiașilor și lătrătura chelălăită a copoilor. Căci departe, tocmai în valea Comanacului, Mihnea, fiul armașului, se desfăta vânând fiarele sălbatice, după obiceiul boieresc de pe atunci, când stăpânul, pentru a sa mulțumire, rădica de prin sate toți vecinii cu gloata, de rămâneau țarinele nearate și ogoarele pustii. Un glas de bucium s-a auzit deodată sunând tare din cetățuie și vânătorii, deșteptați din zgomotoasa și sălbatica lor beție, printre acea grea și păcinică chemare, se întoarseră cu larmă spre casă, unii purtând pe umeri dobitoacele ucise, atârnate pe bârne, alții ducând câinii de zgarde și cu ruii în lănțușe. În fruntea lor mergeau călări, cu frâul legat de oblânc, Mihnea și feciorul său, Mircea Ciobanul. Tatăl, om matur și vârtos, avea scrise pe fața sa păroasă și posomorâtă și în ochii săi arzoi și încruntați strășnicia caracterului său. Băiatul, abia ieșit din copilărie, vădea o fire și mai sălbatică, care îi și meritase porecla de cioban. Amândoi purtau cioboate de piele groasă până la genunchi, poturi de dimie albă, un cojoc scurt de oaie neagră cu glugă la spate și chimir cu oțele. La gât aveau grumăjer rotund de zale de fier și în cap o țurcă flocoasă adusă la o parte. La brâu satâr și junghier. Unii din vânătorii pedeștri purtau sănețe, ceilalți arcuri și săgeți. Astfel pășea ceata înainte și înnoptase bine când ajunse în curtea cetății. Descălică mai în grabă și suite în coa, strigă lui Mihnea din capul scărei și cu glasul năbușit de lacrimi, o femeie cam trupeșă, ce nu-i puteai zice nici tânără, nici frumoasă. Boierul socru biet trage ca să-și dea sufletul și mereu cere de domnia ta. Iată-mă îndată, și Mihnea descălicase, urcase îngusta și dreapta scară de piatră și prin tinde întunecoase, mergea la odaia tatălui său. Când deschise mica ușă de brad, el zări pe bătrânul armaș uscat și galbin, cu fruntea pleșuvă, cu barba albă, zăcând lungit pe spate pe o veliță albă, în căpătâiul unui pat ce ținea deoparte toată întinderea odăii. Alături ardea o făclie de ceară galbină și un biet călugăr bogonisea pe slovenește, dar cu glas slab rugele agoniei. În perete, o mică candelă lumina o veche troiță de lemn și mai încolo pe ziduri stau rânduite peste un zăblău vărgat arme de tot felul, coifuri, zale de fier, tuiuri, iatagane trunchiete și dispuieri luate de pe la dușmanii învinși. O singură armă, o ghioagă de fier țintuită, mare și grea,
Buzduganul însușit slujbei de armaș mare, sta așezată pe velința flocoasă de-a dreapta bolnavului și mâna-i osoasă, dar slăbită, printr-o mișcare spasmodică a nervilor, căta încă s-o rădice. Când Mihnea intră în odaie, ochii unchiașului afundați sub cercul albit al sprâncenelor, clipiră ca o candelă ce moare și buzele-i vinețite șoptiră tremurând aceste cuvinte. Pătul meu, pă inima vitează, nu te lăsa, fii stâlp țeapă în casei noastre și nu îngădui să cază biata moșie părintească pe mâna oltenilor, pabasarabeștilor, trăsni ar domnul din senin, că așa avem noi lăsat cu blestem de la moși strămoși, pace și răgaz să n-avem cu neamul lor cel urgisit. Deți va da Domnul Dumnezeu putere și tărie să nu cruți, să n-aibi milă, că nici de tine nimeni nu va avea milă când te vor vedea înfrânt și ticăit. Mâna mea s-a muiat, nu mai poate ridica buzduganul ăsta, vechiul meu tovarăș, bunul meu prieten. Ia-l acum tu în mâinile tale și proască să faci când vei izbi cu dânsul în dușmanii noștri, să n-aibi milă. Glasul îi se curmă, ca un fior îi se strecură prin tot trupul și rămase încleștat. Atunci, în mijlocul acelei tăceri de spaimă, prin care trecea suflarea morții, în loc de sunetul cuvios al clopotelor, se auzi o zângăietură înfundată de cătușe și de lanțuri. Erau bieții vecini robiți și puși în fiare de răposatul armaș, care zăceau aruncați în fundul pivnițelor cetățuii sale și acum, în mijlocul nopții, își scuturau dureroasele lor lanțuri. Apoi totul intră în tăcere, prin odăi abia se auzea ceva suspinuri de femei și pe afară văietarea viforoasă a crivățului. Întunericul domnea peste tot. Deodată însă începură a se deosebi tropote de cai și curând după aceea câțiva călăreți băteau cu paloșele în poartă. Stoica, om vechi al casii, deschise oblonul, scoase capul pe o îngustă ferestruie și întrebă: cine e? Oameni buni, răspunseră de afară, ce cătați așa noptat pe la casele creștinilor? Suntem de la domnie, noi, boieri ai țării, și venim să ne închinăm noului domn ales de obște, lui Mihnea Vodă. La aceste cuvinte neașteptate, Stoica deschise poarta și boierii, descălicând, merse până la Mihnea, îi sărutară mâna cu smerenie, iar cel mai bătrân dintre dânsii grăi într-astfel: ani mulți într-un noroc și fericire urăm măriei tale, aflat-o fi vei din zvonul și jalea obștii, că s-au pristăvit fericitul domn și bun creștin Radu Vodă, iar norodul, cerând cu o glăsuire ca să-i fii măria ta sprijin și părinte, boierii țării te-au ales ca să urmezi răposatului în domnie și pe noi, supusele măriei tale slugi, ne-au trămis ca să te rugăm, din partea tuturor îndeobște, să primești volnic și bucuros această sarcină. Deci fie-ți, Doamne, milă de moșie și nu o lăsa în prada hrăpitorilor, care de toate părțile pohtesc la dânsa ca să o strice și să o jefuiască. La măria ta aleargă toți cu nădejdea ca puii la cloșcă. Nu-i lepăda, îndură-te, Doamne, de pământenii măriei tale și le deschide aripă de apărare. Mihnea stăpâni în sine-și bucuria, mulțumi cu sânge rece boierilor și îndată porunci să îi se gătească cai de plecare. La revărsatul zorilor, Mihnea cu fiul său și cu Stoica, boierii trimiși în solie și câțiva călărași, se porniră pe drumul curții de Argeș. Buna jupaniță Smaranda, acum doamna a țării românești, rămase cu slujitorii și femeile sale ca să îngroape, a doua zi, pe bătrânul Dracea, armașul din Mănești, la mănăstirea Târșorul.